Povestirii cu tâlc. O serie de parabole, de pilde ale Domnului Iisus Hristos, încărcate de învățătură. Iisus Iisus tocmai intrase în templu. În timp ce învăța pe oameni, s-au apropiat de el conducătorii preoților și bătrânii poporului și l-au întrebat: cu ce autoritate faci aceste lucruri? Și cine ți-a dat această autoritate? Iisus, știm cu toți întâmplarea, le promite răspunsul dacă mai întâi răspund ei la o întrebare. Și întrebarea lui Iisus este: de unde venea botezul lui Ioan? Din cer sau de la oameni? Și acolo îi vedem pe acești cărturari și farisei și conducători bătrânii poporului frământându-se. Aici este o capcană în întrebarea asta. Să nu cumva să cădem în capcană. Dacă vom răspunde că botezul lui Ioan venea din cer, ne va întreba: atunci de ce nu l-ați crezut? Iar dacă vom răspunde că botezul lui Ioan venea de la oameni, ne temem de mulțime, fiindcă toți îl consideră pe Ioan un profet. Așa că s-au înțeles unii cu alții și în viclenia lor au răspuns: nu știm. Atunci Iisus le-a zis: atunci nici eu nu vă răspund, nu vă spun cu ce autoritate fac aceste lucruri. Iisus le vede inima auto-înșelată și împietrită și conduce la esența problemei, care era tocmai inima lor. Și astfel urmează pilda celor doi fii. O găsim în Matei 21, de la 28 la 32. Să haideți să ascultăm povestirea așa cum este relatată în Scriptură. Ce părere aveți? Un om avea doi copii. S-a apropiat de primul și i-a zis: copile, du-te și lucrează astăzi în vie. Dar el, răspunzând, a zis: nu vreau. Mai târziu însă, i-a părut rău și s-a dus. Apoi tatăl s-a apropiat și de celălalt și a spus același lucru. Acesta, răspunzând, a zis: da, stăpâne, dar nu s-a dus. Care din cei doi a făcut voia tatălui? Întreabă Iisus. Ei au zis: primul. Iisus le-a zis: adevărat vă spun că prostituatele și colectorii de taxe merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Căci a venit Ioan la voi pe calea dreptății și nu l-ați crezut. Dar colectorii de taxe și prostituatele l-au crezut. Iar voi, deși ați văzut aceasta, nu v-a părut rău mai târziu ca să puteți astfel să credeți? O povestire cu tâlc despre o promisiune rea, nu vreau, dar încălcată bine. Și o promisiune bună, da, stăpâne, încălcată rău. Despre aceasta vorbește pilda, povestirea de astăzi. Doi copii, două puncte de vedere, două căi. Întrebarea importantă este cea pe care o pune Iisus. Care dintre cei doi a făcut voia tatălui? Și care, o să descoperim, este această voie a tatălui? Haideți să ne uităm la cei doi fii, să înțelegem ce a făcut fiecare și apoi să vedem care ar fi câteva aplicații pentru noi. Fiul din tâi, o promisiune rea, încălcată bine. Uitându-ne la fiul din tâi, găsim câteva lucruri. Unu, vedem un refuz nesăbuit, nechipzuit. În mod clar, temperamentul fiului era repezit, vulcanic. Refuzul de a asculta este direct, fără echivoc. Nu doar că refuză să asculte, dar și comunică refuzul într-un mod tare necioplit. Nu vreau. Apoi portretul prinde un alt contur, o pocăință ulterioară. Mai târziu însă i-a părut rău. O răzgândire benefică, admirabilă, înțeleaptă, deducem din povestire. Mai târziu însă i-a părut rău, apare în traducerea noastră. Este diateza activă. S-a răzgândit, s-a pocăit în diferite alte traduceri. Numai că în limba greacă, verbul este la diateza pasivă. Adică
Mai exact s-ar traduce astfel, s-a lăsat mișcat. Mai târziu, fiind mișcat de regrete, mai târziu, fiind impulsionat să se pocăiască. Aceasta este traducerea foarte exactă. Bine, și care ar fi relevanța acestui detaliu gramatical? Are vreo relevanță sau numai așa facem pe deștepții? Are relevanță. Care ar fi relevanța aceasta? 1. Cei care vor intra în împărăție sunt deschiși la voia Tatălui. Se lasă mișcați de intervenția Duhului Sfânt. Când spui mai târziu i-a părut rău, pare a fi în totalitate o decizie personală. Când ceea ce vrea să spună textul sau Iisus când povestește este cel din tâi fiu, cel din tâi copil s-a lăsat mișcat de regrete. Cineva, altcineva a acționat acolo și a răspuns mișcării, a răspuns impulsului lăuntric, a răspuns frământării care a venit peste el. Deci cei care vor intra în împărăție sunt deschiși la voia Tatălui, a lui Dumnezeu, se lasă mișcați de intervenția Duhului Sfânt. Și a doua relevanță, o altă fațetă a aceleași adevăr este următorul. Faptul că în trăirea creștină, omul nu este singur, este asistat de resurse externe. Poți fi sigur că Duhul Sfânt îți va vorbi și te va cerceta, va încerca să te miște. Întrebarea este răspuns ca primul fiu? Te lași mișcat de regrete? Aceasta este relevanța. Totul începe cu un refuz nechipzuit, nesăbuit. Apoi apare o pocăință ulterioară, lăsându-se mișcat de intervenția lui Dumnezeu. 3. O acțiune, urmează o acțiune ascultătoare. Mai târziu însă i-a părut rău și s-a dus. Iisus este foarte atent în această scurtă pildă. Fiecare cuvânt are forță, are putere. Așa asta face totul și s-a dus. Probabil că nici nu a mai spus vreun alt cuvânt. Și a ascultat Tatăl în tăcere, că prin vorbire greșise deja. S-a lăsat mișcat și a acționat. Calea prin care îți poți repara neglijența trecută nu este să promiți că vei asculta data viitoare, ci să faci ce trebuie făcut pur și simplu acum. Mâine, data viitoare, am să ascult. Mai târziu i-a părut rău și s-a dus și a făcut ce i se ceruse. O acțiune ascultătoare. Apoi la primul fiu mai observăm ceva, o direcție îmbunătățită. Primul fiu experimentează o schimbare de direcție. Dacă în prima fază se îndrepta spre întuneric, în a doua fază el se îndreaptă spre lumină. Întrebarea cea mai importantă a vieții nu este ce am obținut eu până în prezent, ci în ce direcție mă îndrept. Spre întuneric sau spre lumină? O schimbare de direcție la primul fiu. Și portretul lui din această pildă se încheie cu o ascultare apreciată, primită. Cuvintele insolente, necioplite, au fost iertate din momentul în care comportamentul ulterior a dovedit pocăință și ascultare. În alte cuvinte, Dumnezeu iartă trecutul rău și urât al copiilor care se pocăiesc. Dacă azi copiii lui se află pe calea cea bună, el îi primește, chiar dacă ieri erau departe de ea. Acesta este portretul primului fiu. Haideți să ne uităm la fiul al doilea prezent în pildă. O promisiune bună, încălcată, rău. La al doilea fiu întâlnim, începem cu o învoire binevoitoare. Răspunsul fiului al doilea a fost ca la carte. Numai că apoi apare un respect curtenitor care parcă întărește învoirea aceasta. Al doilea fiu a fost respectuos prin comparația cu fratele său, care a fost necioplit, grosolan, nu vreau. Îi se adresează cu stăpâne, Doamne, recunoscându-i poziția, autoritatea. Îi spui tatălui tău, da, stăpâne, da, Doamne. Și o astfel de expresie comunică, îți recunosc autoritatea, cum să nu fac așa ceva?
Este clar că trebuie să fim respectoși cu toți oamenii, dar respectul din ton poate fi anulat de acțiunile din fapte. Așa că Dumnezeu preferă o ascultare necioplită unei neascultări politicoase. Portretul continuă cu o neascultare ulterioară. Acum, nu cred că trebuie să presupunem, să speculăm că fiul al doilea a promis că merge să lucreze în vie, fără să intenționeze să o facă. Mai degrabă, putem accepta faptul că al doilea a intenționat să asculte, dar fie nu și-a calculat costul, fie starea optimistă în care se afla în momentul promisiunii s-a disipat și n-a mai avut chef, fie altceva mai interesant sau mai important i-a atras atenția pur și simplu, fie și-a neglijat promisiunea. Și astfel, în portretul lui mai apare un adevăr, un răspuns ca la carte, rămas la nivelul vorbelor, nu are valoare. Pasul de la intenții bune la acțiuni bune este mare. Deseori un obstacol, o ispită se strecoară între intenție și acțiune și nu mai ajungem să facem ceea ce spunem. Și un răspuns ca la carte, rămas la nivelul vorbelor, nu are valoare. Portretul lui se încheie cu o condamnare justificată. Iisus cere verdictul din gura audienței. Astfel, face apel la conștiința lor căutând să ilumineze. Spuneți-mi voi acum, după înțelegerea voastră, cine a făcut voia, care din ei a făcut voia lui Dumnezeu, a Tatălui? Și ei știu foarte bine cine. Primul, nu al doilea? Promisiunile bune de unele singure nu valorează nimic dacă nu sunt și împlinite. Au fost cu toții de acord. În alte cuvinte, Dumnezeu judecă pe baza conduitei, a comportamentului și doar a comportamentului. Abia când faci ceea ce spui, confirmi că ești ascultător. Iată doi fii cu portretele lor puși în contrast. Concluzia lui Iisus este clară. Adevărat vă spun, vorbește cărturarilor, fariseilor, bătrânilor poporului, că prostituatele și colectorii de taxe merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei de pe urmă. Acesta este rostul zicătoarei acesteia. O zicătoare perfect potrivită păcătoșilor și fariseilor din vremea lui Iisus. Cei din tâi, preoții, fariseii și cărturarii nepocăiți, rămân în urma prostituatelor și a păcătoșilor pocăiți. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Așa trebuie înțeleasă această zicătoare. Nu cum o folosim noi de multe ori. Și uneori sigur că o folosim în glumă. Pierdem la fotbal și strigăm de pe tren. Nu-i nimic, că cei din urmă vor fi cei din tâi. Înțeleg gluma. Dar zicătoarea se referă la pocăință, la mântuire. Statutul nesincer al sufletului tău îți face intrarea în împărăție imposibilă. Iată ce încearcă Iisus să le transmită, să transmită audienței. Fiți foarte atenți. Voi ați avut un întreg argument înainte de pilda mea. Cum să răspundem, cum să scăpăm, cum să învârtim lucrurile ca să nu ne prindă Iisus cu întrebarea Lui. Statutul nesincer al sufletului, a inimii voastre, vă face intrarea în împărăție imposibilă. Automulțumirea cu starea proprie este produsă de nesinceritate, dar aduce cu ea treptat o împietrire a percepției de sine și de aici ești foarte greu spre imposibil. Era exact problema fariseilor și cărturarilor. Automulțumirea produsă de nesinceritatea cu privire la percepția de sine, îi blochează, îi împietrește. Așa că, care ar fi câteva concluzii sau aplicații pentru noi astăzi? Haideți să vedem câteva aplicații concrete.
cu care să plecăm acasă din contrastul între cei doi fii. Un adevăr este adevărat în orice situație. Dar, sincer, cred că cu toții suntem de acord că nu orice adevăr este și interesant, impresionant, captivant în trăirea noastră de zi cu zi. Orice adevăr este adevărat, dar nu toate adevărurile sunt și interesante, captivante, motivatoare. Este o mare diferență, de exemplu, între a vă spune următorul adevăr. Suma unghiurilor unui triunghi este egală cu suma a două unghiuri drepte. E adevărat ce am spus. Este foarte adevărat. Dar nu te prea interesează în viața de zi cu zi. Sau, dacă vă spun următorul adevăr, casa ta a luat foc. Mă sper că nu e adevăr. Casa ta a luat foc. În momentul în care auzi un astfel de adevăr, dacă e adevărat ce spun, te-ai ridicat și ai fugit acasă să-ți salvezi casa. Două adevăruri, la fel de adevărate, nu sunt la fel de captivante, de impresionante, de motivatoare în trăirea de zi cu zi. Adevărul este adevăr, dar dacă oamenii nu sunt interesați de el, nu le va influența viața. Așa că nu este suficient să pricepem că adevărul este bun și valoros dacă el nu ne influențează sentimentele și voința. Și aici conduc aplicațiile povestirii cu tâlc de astăzi. Textele sacre nu descriu, ci cheamă. Textele sacre, Scriptura, nu vrea adeziune intelectuală, ci asumare integrală, dedicare intenționată. Putem să știm toate doctrinele exact așa cum sunt și foarte adevărate. Dacă ele nu ne motivează la trăire, dacă nu înțelegem implicațiile lor, dacă nu le punem în practică, nu ne ajută la nimic, nu schimbă nimic. Textele sacre nu descriu, ci cheamă. Și povestirea de astăzi ne cheamă la ceva. Parabola celor doi fii nu descrie o posibilă, o oarecare scenă din viața de familie, ci te cheamă la o decizie limpede și bună. Parabola celor doi fii este o oglindă în care trebuie să ne vedem pe noi înșine, nu pe cel de lângă noi. Oglinda este pentru noi. Parabola mă cheamă pe mine. Nu-mi descrie doar o situație. Așa că, uitați-vă câteva aplicații pe care le putem lua cu noi. Refuzul fiului de a asculta, duritatea, obrăznicia răspunsului șochează. Nu vreau. Dar eu sunt fiul care refuză să asculte și refuză de cele mai multe ori într-un mod necioplit. Oglinda mă arată pe mine și mă ajută să mă evaluez pe mine. Cum răspund eu lui Dumnezeu când mă cheamă să fac ceva? Nu vreau. Eu sunt fiul care spune nu vrea. Și din păcate de multe ori modul în care o spunem ne costă. Nervozitatea, incapacitatea de a suporta o neîmplinire, impulsivitatea se manifestă în principal și în general prin limbaj. De exemplu, dacă doar dai din umeri și nu spui nimic, poate însemna multe. Când dai din umeri, poți să spui nu știu dacă pot acum, doar atât, simplu, mă duc și lucrez în vie, simplu. Dacă dai din cap, poate însemna multe. Poate însemna, de exemplu, și faptul că nu pot să cred, tată, că doar atât îmi cer. Știi bine că întotdeauna te ascult, să fim serioși. Mergeam oricum în vie să lucrez. Înțelegeți? Impulsivitatea aceasta, neascultarea, se manifestă în principal și în general prin limbaj. Așa că, iată o primă lecție practică pentru noi. Măsoară-ți cuvintele. Este mai ușor să ți le înghiți decât să trebuiască să le mesteci. Este mai ușor să ți le înghiți și să nu le rostești cuvintele nepotrivite decât să le rostești
Și apoi să trebuiască să le mestre, să nu știi ce să faci cu ele și cum să te întorci înapoi. Poate că este o primă oglindă pentru noi. Toți greșim în multe feluri, ne spune Iacov în capitolul 3, versetul 2. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Dacă îți poți stăpâni limba, îți poți stăpâni viața. O altă aplicație. Parabola celor doi fii sublinează și nevoia de a face voia tatălui, nu doar de a avea intenția. Așa că o altă lecție practică pentru noi ar putea fi următoarea. Cine aude și nu face, alunecă pe nisipul mișcător al ideilor frumoase și vide, goale. Necesara coerență între vorbe și fapte este o altă temă practică surprinsă de parabolă. Cu toții spunem că cel care una vorbește și alta face nu este de încredere. Dar aici în parabolă lucrurile stau altfel. Și anume, este mai bine să faci altceva decât zici dacă ceea ce zici este îndoielnic, nepotrivit sau greșit. Mai mult, ceea ce zici, aceasta este aplicația practică pentru noi, nu te obligă la o consecvență de beton dacă între timp realizezi lipsa de temei sau prostia vorbelor tale. Parabola mută accentul. Dacă zici ce nu trebuie, dacă faci o promisiune rea, dacă ceea ce ai spus că faci este nepotrivit, greșit, îndoielnic, păcătos, nu ești obligat la o consecvență a urma cuvintele pe care le-ai rostit. Poate că unii avem nevoie tocmai de un astfel de adevăr. Avem impresia aceasta că un om demn, integru, este cel care întotdeauna face ceea ce spune. Dar dacă spui o prostie, trebuie să o și faci? Și pildă ne spune, nu, poți spune o prostie sau chiar o ticăloșie. Dar nu este exclus să-ți pară rău pentru nesupunerea ta. Și este benefic să te căiești și să te îndrepți. Până la urmă, mesajul este... Nu trebuie să fii sclavul trecutului tău sau a vorbelor tale grele, greșite. Nici sclavii promisiunilor păcătoase, a cuvântului dat înspre fapte reprobabile. Bine, mi-ați putea spune unul care citit psalmii, dar psalmul 15:4 nu zice cel ce umblă în neprihănire nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. Ba da, așa scrie acolo. Dar vorba, jurământul nu presupune angajarea la un păcat. Dacă ai început greșit, nu ești forțat să continui în greșeala ta și nici nu este înțelept să o faci. Iată ce perspectivă aduce această pildă. Niciodată nu este prea târziu ca să te îndrepți. Ai făcut o promisiune, ai spus niște cuvinte obraznice, ai avut un răspuns necioplit, nechipzuit. Nu-i prea târziu să te îndrepți. Ai șansa revenirii. Când vine vorba de bine și de rău în domeniul moralității, există o consecvență absurdă care poate firiza prostia și există o inconsecvență nobilă care poate atinge sublimul. Așa că a te răzgândi din ceea ce ai zis, dacă ceea ce ai zis e o prostie, e o răutate, este un lucru imoral, a te răzgândi, a te întoarce, a nu-ți ține cuvântul dat, este cel mai bun lucru pe care îl poți face. Lucru subliniat de această pildă. Apoi, povestirea cu tâlc de astăzi mai ne conduce înspre o treia aplicație, care are de-a face cu pocăința. Parabola asigură un loc privilegiat pocăinței, nu doar ca răzgândire mentală, ci și ca regret emoțional și acțiune a voinței. Nu doar înțelegi mental că ai greșit, ci ești și tulburat sufletește de greșeala ta și ești gata să-ți dai silințele să trăiești la nivelul standardului moral cerut de Dumnezeu. Schimbarea fiului, primului fiu, a arătat reflectivitate. Adică un soi de, măi, cum am putut refuza rugămintea tatălui și încă în așa manieră?
Eu am spus lucrurile astea, cum am putut să fac una ca asta? Schimbarea fiului a arătat și umilință. Ceva de felul acesta. Chiar dacă îmi calc în picioare independența și imaginea, n-are rost să-mi hrănesc mândria, trebuie să-mi recunosc obrăznicia. Dovedește umilință. Și apoi mai dovedește dorința după un mâine mai bun decât astăzi. Un soi de neascultarea mea de azi mă costă liniștea de mâine. Mă întorc din ce am zis și fac ceea ce m-a rugat, chiar dacă am fost obraznic. Așa că aplicația are de face cu pocăința. Și pocăința se definește ca fiind un regret emoțional sincer pentru păcatele săvârșite, o răzgândire mentală și un angajament sincer de a trăi în ascultare de Hristos. Toate trei le găsim la primul fiu. Pocăința nu este doar un regret emoțional pentru păcatul săvârșit. Și am mai spus asta, Scriptura în limba greacă face distinție între cuvântul căință și pocăință. Termenul pentru căință este metameleton și se traduce ca regret, părere de rău. Indică apăsarea pe care o produce vinovăția. Indică sentimente puternice de regret și de remușcare. Verbul acesta este folosit pentru a descrie ce a simțit Iuda când a văzut consecința trădării lui Iisus în Matei 27. Matei ne spune că Iuda s-a căit, a avut remușcări groaznice și s-a spânzurat. S-a oprit la nivelul regretelor. Așa că pocăința nu este doar un regret emoțional. Regretul, oricât de sincer ar fi, nu acoperă păcatul. Spre deosebire de Iuda, Petru s-a pocăit, nu doar a regretat profund. Termenul pentru pocăință este metanoian și se traduce ca fiind o înnoire a minții, o răzgândire mentală. Și găsim această diferență între termeni într-un singur verset, ceea ce ne confirmă diferența pe care încercăm să o facem. În 2 Corinteni 7:10 zice așa textul Scripturii: în adevăr, când întristarea după voia lui Dumnezeu, când regretele, remușcarea, întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință metanoiană. O pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește, nu regretă, metameleton, nu regretă, nu se căiește niciodată. Așa că pocăința nu este doar un regret emoțional. Pocăința nu este doar o răzgândire mentală cu privire la bine și rău. De cele mai multe ori, o înțelegere mentală rămâne la nivel de idee. Nu se manifestă practic dacă nu este însoțită și de regretul emoțional de mai înainte. Acea durere lăuntrică că ai dezamăgit, că ai greșit ținta. Și trei, pocăința nu este doar un angajament volitiv al voinței de a trăi după un nou standard. Voința nu are nicio putere fără răzgândire mentală și fără regretele emoționale. Aceste două elemente sunt combustibilul voinței. Așa că pocăința se definește ca fiind un regret emoțional, sincer pentru păcatele săvârșite, o răzgândire mentală, o înțelegere mentală a binelui și răului și un angajament sincer, s-a dus. Fapte, acțiune de a trăi în ascultare de Dumnezeu. Așa că pocăința nu este o satisfacție de care îi facem parte lui Dumnezeu, ci o atitudine a inimii necesară primirii iertării de păcate. Pocăința este cheia care deschide toate încuietorile, spune un proverb evreiesc. Astfel încât dacă ai fost cel din urmă păcătos, poți deschide ușa care te va face cel din tâi mântuit. Deci pilda celor doi fii are o puternică componentă și o chemare la pocăință. Și a patra și ultima aplicație. Pilda celor doi fii subliniază, dacă vreți, prospețimea, flexibilitatea dătătoare de speranță a judecății divine.
În alte cuvinte, nu există problemă, păcat, răutate, răzvrătire care să nu poată fi rectificată și iertată. Pilda reușește să demonteze și imaginea convențională a unui Dumnezeu care judecă după criterii legaliste. Un soi de polițist cosmic care numai contabilizează păcatele, care abia așteaptă să vadă unde ai greșit, abia așteaptă acel nu vreau ca să vină repede cu judecata lui și cu pedeapsa lui. Pilda demontează această imagine a unui Dumnezeu legalist. Așa zice legea, așa-ți fac. Și prezintă un Dumnezeu care iartă, care primește, care îi face pe cei din urmă păcătoși să devină cei din tâi mântuiți. Calea mântuirii este deschisă mai degrabă păcătoșilor notorii, vameșii și prostituatele, păcătoșii notorii care se pocăiesc, se răscolesc sufletește, se răzgândesc mental și acționează în ascultare de Iisus. Calea mântuirii este deschisă mai degrabă acestor păcătoși notorii care se pocăiesc decât păstrătorilor instituționalizați ai legii, instalați confortabil în propriul lor prestigiu. Așa că, în final, textele sacre cheamă. Ele nu vor adeziune intelectuală, ci asumare integrală. Chemarea, tâlcul povestirii celor doi fii, este cât se poate declar. Chemarea este cât se poate declară. Ce vrea să spună Iisus audienței lui este, în alte cuvinte, următorul adevăr. Nu te poți pocăi prea curând, pentru că nu știi, nu ai de unde știi cât de curând este prea târziu. Iisus, de fapt, întinde o mână conducătorilor poporului și le spune, voi vedeți că păcătoșii notorii merg înaintea voastră la mântuire și voi care dețineți religia, dețineți instituția, dețineți cartea, sunteți defazați, sunteți pe lângă. Acum este momentul, acum este momentul pocăinței. Vă invit să plecăm capul și să închidem ochii. Pentru că textele sacre nu descriu, ci cheamă. Pentru că ele nu vor adeziune intelectuală, ci o asumare integrală, o dedicare personală. Aș vrea să rămânem cu noi înșine. Am toată încrederea că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne mișcă. Întrebarea este, ne lăsăm noi mișcați? Să ne pară rău? Duhul Sfânt ne vorbește. Întrebarea este, asculți sau nu asculți? Ce să asculți? Fiecare după nevoia lui. Poate unii avem nevoie să auzim adevărul de a ne atenționarea de a ne măsura cuvintele. Poate trebuie să învățăm să ne le înghițim cuvintele necioplite. Mai bine să le înghițim decât să trebuiască să le mestecăm. Poate Duhul Sfânt ne mișcă să facem pasul de la de la avea intenția de a face voia Tatălui la chiar a o face. Poate pe alții ne cheamă la o inconsecvență nobilă. Să trecem dincolo de o consecvență absurdă care poate friza prostia, să rămânem în greșeala noastră până la capăt. Și poate vrea să ne spună că nu ești sclavul trecutului tău, că niciodată mi-e prea târziu să te îndrepți.
că un om de cuvânt nu este unul care spune să face promisiuni rele și le ține, ci este unul care, chiar dacă face o promisiune rea, știe să o încalce bine. Pe alții poate cheamă la pocăință, la regretul emoțional pentru păcatul săvârșit, răzgândirea mentală și angajamentul sincer de a asculta de Hristos. Mai ales că pocăința aceasta este benefică pentru tine, nu pentru Dumnezeu. Nu este o satisfacție pe care o facem Lui. De aceea, poate că pe unii Dumnezeu îi cheamă să le ierte păcatele. Îi cheamă să le rectifice viața. Poate pe alții să le dea liniștea și libertatea, că Dumnezeu nu judecă după criterii legaliste, ci este un Dumnezeu care întinde mâna, care nu pedepsește cu sete și care înțelege, iartă, oferă. Textele sacre cheamă și pe fiecare îl cheamă după cum are nevoie. Dumnezeu încă mai cheamă, inclusiv la pocăință. Dacă vrei să răspunzi, El este aici. Răspunde-i. Și schimbarea direcției tale îți va face ție bine și va fi primită. Și dacă ai fost dintre cei din urmă, vei fi dintre cei din tâi.